indiferent că ne place sau nu, băieții din spatele meu învârt miliarde, sute de miliarde, mii de miliarde. Doar în 2020, pe Wall Street s-au tranzacționat peste 38 de mii de miliarde într-un singur an. De aceea, ai cea mai multă putere decât în guverne, din orice alt loc pe planetă. Oamenii de aici sunt mai puternici chiar decât președintele Statelor Unite. Dar hai să înțelegem un pic mai bine ce este Wall Street cu un pic de istorie. După care intrăm un pic în prezent și o să vezi că este fascinant și periculos în același timp. The first period would be from the 17th century to around the time of the Civil War. During this time, investors were merely dabbling in the ideas of investing in the stock market, and it quickly gained popularity among these groups. Foarte puțină istorie. Wall Street a început să se dezvolte mai ales în secolul al XVIII-lea, când oamenii de afaceri au început să se adune în jurul burselor de valori, ca să facă schimburi de bani și de mărfuri. La început, tranzacțiile se făceau în aer liber, dar în 1792, 24 de bancheri și comercianți s-au adunat aici pe Wall Street 11 și au semnat un document care a dus la crearea bursei de valori din New York. De atunci, Wall Street a fost locul în care se concentrează cele mai mari și mai multe tranzacții financiare din lume. Pe clădirea din spatele meu abia așteaptă să se listeze noile companii. Chiar și cei de la UiPath, când au reușit să se listeze pe New York Stock Exchange, au avut un moment special. Acel closing bell, când vine o companie și se anunță listarea ei, este momentul când știi că ai reușit în viață. Adică urmează să vină miliardele la tine, dacă ai noroc. De data aceasta, când am venit la New York, am ales să stau în această zonă, ca să o înțeleg mai bine. Cu toate astea, nu prea am văzut, de când stau aici, atât de multă aglomerație pe cât mă așteptam. Sunt ceva turiști astăzi că e vreme bună. Iar de la geamul hotelului, văd mai multe birouri goale decât pline. Cine mai merge însă la birou zilele astea, nu? Cu toții lucram parcă de acasă, nu-i așa? Și de ce să mergi la birou când poți lucra din pat sau din insule? Virusul work from home a ajuns și aici. Dar încă nu a infectat chiar tot Wall Street-ul. Am văzut tot felul de agenți care intră și ies din clădirea din spatele meu, pentru că, da, încă mai există un trading floor. Aceasta este imaginea cea mai ușor de recunoscut de pe Wall Street. Trading floor-ul se află chiar în clădirea bursei de valori din New York, adică New York Stock Exchange, de aici, de la adresa Wall Street numărul 11. Trading floor-ul NYSE este un spațiu deschis mare cu birouri de tranzacționare aranjate în forma unei podcoale. Traderii folosesc semnale cu mâna, încă și astăzi, și comunicare verbală, adică se strigă destul de mult și se gesticulează atunci când vor să cumpere ori să vândă acțiuni. Trading floor-ul NYSE este unul dintre cele mai iconice simboluri ale Wall Street-ului și ale industriei financiare. Asta e imaginea pe care avem în minte. Dă bine și pe camere. Când intră în direct de acolo din interior prezentatorii de la televiziunile mari de economie. Însă forța bursei nu mai este neapărat aici. În ultimii ani, tranzacționarea electronică a devenit din ce în ce mai populară. Iar acum, majoritatea tranzacțiilor, mai ales evident cele cu acțiuni, sunt realizate electronic. O poate face oricine de pe un telefon. Ca rezultat, trading floor-ul de aici nu mai este atât de central pentru piața bursieră, așa cum a fost cândva. Mare glorie, dar e mai degrabă o relicvă. Dar cine știe, poate că într-o zi traderii se vor întoarce aici cu semnalele cu mâna și vom avea un alt film despre un băiat ambițios care vrea să-și facă numele pe Wall Street. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. Cred însă că toate astea sunt posibile doar dacă pică netul. Până atunci, băieții cu adevărat deștepți vorbesc despre HFT sau High Frequency Trading. Pare un subiect un pic tehnic, dar e fascinant dacă stai să sapi un pic. Și asta am făcut azi noapte.
latența este timpul necesar pentru ca o comandă să fie executată. E atunci când ai ping și vezi milisecundele, pe piața de valori chiar și o diferență mică de latență poate face o diferență mare în prețul unei acțiuni. De exemplu, dacă o comandă de cumpărare a unei acțiuni este executată cu doar o milisecundă mai repede decât o comandă de vânzare a aceleași acțiuni, evident, cumpărătorul va plăti un preț mai mic. Și da, fiecare milisecundă contează. De aceea, latența aceasta scăzută e atât de importantă pentru trader. Traderii care pot executa comenzi mai rapid decât competitorii lor pot obține adesea prețuri mai bune. Acest lucru poate aduce profituri chiar și de $1,000,000, spre exemplu, povestește un trader pe un forum de așa ceva, doar din click trading, adică bate la viteză, exact ca în Counter-Strike, alți traderi, click, 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 și face astfel profituri substanțiale. Există mai mulți factori așadar care pot afecta această latență. Cel mai important factor este, evident, locul unde se află computerul traderului, viteza conexiunii la internet pe care o are acolo, calitatea platformei de tranzacționare și serverul. Traderii care doresc să reducă la minimum latența aleg platforme de tranzacționare care se află într-un centru de date aproape de bursa de valori. Adică eu vorbesc de distanță fizică. Este o bătălie pe metri pătrați pentru a-ți pune serverul cât mai aproape de bursă, pentru a îmbunătăți conexiunea la internet și pentru, evident, o viteză mai mare. Nu e de mirare că fix în timp ce înregistrez eu acest video, americanii și chinezii, dar și ceva francezi pe aici pe acolo, se luptă pentru supremația în domeniul cablurilor submarine de internet. Reuters are, spre exemplu, un reportaj lung despre cum americanii au descalificat, un pic cu forța, o companie născută de Huawei, deci de statul chinez, care oferise un preț incredibil de mic, doar 500 de milioane de dolari, ca să lege Singapore de Statele Unite cu un cablu de internet submarin. Chinezii, de supărare, au zis că își fac ei propriu cablu care va lega toată Asia de Europa pe subocean. În paralel, francezii trag și ei un cablu gros spre Africa. Lupta pentru supremația globală se dă și pe viteza la internet, iar internetul este adevărata bursa a planetei. Iar Wall Street este și el în continuă dezvoltare, chiar dacă nu se mai întâmplă absolut totul aici. Vă spuneam că se învârt foarte mulți bani. Cam câți? Capitalizarea bursei a atins un nivel record de peste 35 de mii de miliarde de dolari. Da, ai auzit bine. E un număr atât de mare încât e greu să găsești analogii. Dar te poți gândi cu ușurință la faptul că 35 de mii de miliarde e de vreo 100 de ori mai mult decât produce România într-un an bun. Și aproape jumătate din această valoare de tranzacționare este atribuită celor mai lichide 5 companii americane. Care sunt acestea? Evident, cele din tehnologie. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, compania mamă a Google și Facebook. Dar nu este vorba doar despre toată valoarea, adică de această capitalizare. Wall Street este locul unde se produc și se vând acțiuni, obligațiuni, dar și alte active financiare. În ultimii ani, tranzacțiile bursiere din Statele Unite au bătut aceste recorduri de care vă spuneam, se tot duc spre 40 de mii de miliarde pe an, în timp ce toate tranzacțiile la nivel mondial pe toate bursele nu au sărit de 100 de mii de miliarde, așadar mai mult de o treime se tranzacționează în caici. Dar hai să fim sinceri, Wall Street nu e doar despre bani, e despre putere. Cine controlează însă banii, controlează totul. Și nu numai că bancherii și politicienii controlează banii, ci controlează și ceea ce se întâmplă în alte locuri din lume. De exemplu, în timpul crizei financiare din 2008, băncile americane de aici din zonă au ajuns la marginea falimentului. Și odată cu ele, economia lumii întregi a fost la un pas de colaps. Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down over 16%. Dow, at the same time, has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? Dar cine a fost pedepsit pentru asta? Pentru că bancherii și politicienii care au creat această criză au reușit să o pună în spinarea oamenilor de rând, care și-au pierdut economiile lor de o viață.
Și nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Un moment important din istoria Wall Street este New Deal, un program amplu de reforme economice și sociale inițiat de președintele american Franklin D. Roosevelt, care, în timpul Marii Recesiuni, cu scopul de a reporni economia, de a stimula redresarea și de a împăca până la urmă oamenii de rând cu sistemul bancar, a dat drumul la investiții publice și a reglementat mai serios piața ca să nu se mai poată da așa ușor tunurile. In the working out of a great national program that seeks the primary good of the greater number, it is true that the toes of some people are being stepped on and are going to be stepped on. But these toes belong to the comparative few who seek to retain or to gain position or riches or both by some shortcut that is harmful to the greater good. Printre inițiativele cheie se numără multe proiecte de, vă spuneam, construcție de infrastructură, crearea de locuri de muncă, programe de asistență socială, am început să vedem așadar mai mult sprijin pentru oamenii de rând, dar și multe reforme legislative ca să protejeze sănătatea lucrătorilor și consumatorilor. Așa a ajuns America să aibă, așadar, cea mai puternică democrație prin stabilirea unei clase de mijloc, care a avut apoi resurse nu doar să trăiască, ci și să își educe copiii, să consume mai mult, dar și să călătorească, să vadă lumea. Marele vis american își trage seva, așadar, de aici. Marele nostru PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, care aduce miliarde de la țările mai bogate ca noi din Uniunea Europeană, ar trebui să fie ceva similar, dacă l-am folosit corect. Dar despre asta altă dată. Să revenim pe Wall Street, locul unde se concentrează așadar puterea financiară și politică. Wall Street are însă și părți bune. Nu suntem doar critici aici. În locul ăsta se creează inovație financiară și se dezvoltă noi produse financiare care pot ajuta oamenii să-și atingă obiectivele lor financiare. Spre exemplu, fondurile de investiții pot ajuta oamenii să-și investească economiile pentru a obține un venit pasiv, în timp ce obligațiunile pot fi o modalitate sigură de a investi într-un viitor financiar mai sigur. Ok, dar ce înseamnă asta? Păi nu suntem toți experți financiari ca să tranzacționăm acțiuni, obligațiuni, click, trading și alte asemenea, sau să stăm după titluri de stat, sau să vedem ce mai face o anumită companie. Un stomatolog, un fermier sau un meșter are posibilitatea să-și pună economiile lui în tot felul de instrumente financiare care bat performanța unor sisteme de pensii, spre exemplu, și care fac de rușine dobânda la vedere sau la termen oferită de bănci. America este așadar și un loc unde oamenii învață repede despre această cultură a investițiilor, prin care știi că rezultatul muncii tale, sub formă de bani, nu scade în valoare pe parcursul vieții, prin inflație, ca la noi, ci banii tăi ar trebui să crească în valoare, odată cu bursa, pentru că bursa este de fapt locul unde ideile se transformă în afaceri, afaceri pe care le facem cu banii altora. Apoi, banii aceia se înmulțesc și vom câștiga și noi de pe urma celor investiții. Așa trebuie să învățăm și noi, că e mai bine, pentru că nu e normal să avem atâția bani în bănci cum avem noi în România. Banii din bănci își pierd valoarea. Trebuie să-i punem să se înmulțească, ajutând afacerile bune să crească. Nu, un depozit bancar nu este o investiție pe termen lung. Sunt bani parcați, în siguranță, dar ruginesc și se topesc acolo. Banii trebuie să se miște, cum spune și Iancu Guda, dar nu toți avem deschiderea de a învăța cum să facem asta. Cu toată critica pe care o primește însă, industria asta financiară, de aici din Statele Unite, pune destul de mulți oameni la muncă și deservește, la rândul ei, toată planeta. Peste 6 milioane și jumătate de oameni lucrează în afaceri sau pentru afaceri care ne ating pe toți. E o industrie care generează venituri, dar și impozite pentru guvern și care ajută economia lor să crească și mai mult. În plus, unde ar fi turismul de aici din New York fără Wall Street, fără aglomerația de la Charging Bull? Oamenii ar veni aici doar pentru a vedea Empire State Building și pentru a mânca un hot dog și cam atât. Ok, haideți totuși să vorbim un pic și despre viitorul Wall Street-ului. În ultimii ani a început să se vorbească tot mai des și aici pe Wall Street despre sustenabilitate, pentru că viitorul industriei financiare este legat până la urmă de umanitate, nu? Și atunci cum facem să funcționeze chestia asta?
pentru că avem nevoie să mulțim banii, dar lucrurile astea trebuie să se întâmple cu responsabilitate. De aceea a apărut o nouă generație de investitori care nu își doresc doar profit financiar, ci își doresc să investească în companii care fac lucruri bune pentru societate și pentru mediul înconjurător. Acest trend se numește ESG, adică medii de investiții axate pe mediu, social și guvernanță. Și a devenit o parte importantă a investițiilor financiare. Toate companiile au și rapoarte de ESG. ESG stands for Environmental, Social and Governance. You can think of it as an analysis framework to help measure and quantify the degree to which an organization is operating in a sustainable manner. Pentru că trebuie să adauge aceste repere dacă vor să atragă acest tip de investitori. Dar chiar și investitorii existenți sunt mai atenți la așa ceva. Nu mai totul, vă spuneam, doar despre profit. Azi e despre profit, dar cu mai multă responsabilitate pentru mediu și societate. De multe ori pare ciudat cum se bat cap în cap aceste idei. Însă capitalismul modern știe că nu va rezista dacă nu devine mai inclusiv, mai deschis și mai atent cu cei care nu știu ce înseamnă capitalismul. Trăim până la urmă pe o planetă finită, nu putem face profit la nesfârșit. Întrebarea este, va rezista acest trend sau e doar o modă trecătoare ca să dea bine în hârtii? Este oare Wall Street pregătit să îmbrățișeze o economie mai sustenabilă și mai responsabilă? Sau va continua să se concentreze doar pe profiturile imediate? Asta este o întrebare la care nu avem evident imediat răspuns și e nevoie și de politicieni pentru asta. Oricât de puternic pare, și Wall Street are inamicii lui, iar cel mai important și mai puternic este evident tehnologia. Tot mai multe tranzacții se fac evident acum prin intermediul calculatoarelor de pe smartphone-uri sau cu ajutorul algoritmilor, iar tranzacțiile se fac cu viteze foarte mari, vă spuneam, și sunt posibile datorită tehnologiei de înaltă performanță. Ce înseamnă tehnologie de înaltă performanță? Vă spuneam despre HFT. E bine, Starlink este una dintre soluțiile acelea care ar putea să facă timpul și mai scurt pentru tranzacționarea între Europa, Asia și Statele Unite. Fiecare secundă contează. Dar ce facem cu inteligența artificială? Pentru că sunt oameni în aceste clădiri care, pentru niște bani în plus, vor aduce orice tehnologie posibil pentru a-și îmbunătăți performanța și pentru a da, evident, mai multe profituri investitorilor lor. Mai ales de când a apărut acest nou val al inteligenței artificiale, ne dăm seama că aceste clădiri devin tot mai puțin importante, dar rămân relevante. Din păcate, fiecare tehnologie nouă nu face altceva decât să le beneficieze celor care au deja foarte mulți bani. Cei câțiva foarte bogați devin tot mai puțin, dar și mai bogați. Și tocmai de aceea, noi pământenii trebuie să începem să ne gândim și la alternative. Poate la o economie mai echitabilă, mai durabilă și mai orientată către oameni. Să ne gândim la o lume în care bunăstarea comunității este la fel de importantă ca profitul individual. Așadar, Wall Street rămâne în continuă dezvoltare și e în evoluție. Nu mai același loc din filme în care se strigă și se sună la telefoane. Este foarte multă tehnologie aici, sunt foarte mulți bani și foarte multă putere. E o putere mare concentrată în mâinile unui număr mic de oameni. Dar poate că e timpul, vă spuneam, să ne gândim la aceste alternative și să ne imaginăm cu toții o lume mai bună, pentru că acum, mai mult ca niciodată, avem instrumente pentru a face așa ceva. Deocamdată am să mă opresc aici. Sper că ai aflat ceva interesant despre Wall Street, de pe Wall Street. Mai multe despre economie vorbim în fiecare luni seara în live-urile CryptoVineri, dar și pe canalul dedicat în care vorbim mai ales despre economie și abia apoi despre blockchain și criptomonede. Și dacă ai rămas alături de mine până la final, te încurajez să arunci o privire și pe gb.ro, magazinul nostru de gadgeturi, prin care încercăm să devenim și noi parte a economiei. Devenim antreprenori și să oferim inclusiv alternative la Wall Street, cum ar fi portofelele de cripto. Știi care sunt cele mai importante două fraze din istoria cripto? Investește doar banii pe care ești dispus să-i și pierzi și monedele dintr-un exchange nu sunt ale tale. Și pentru că nu dăm sfaturi despre investiții, îți recomandăm cu cea mai mare căldură să îți ții toate asset-urile într-un portofel hardware. Pe gb.ro le avem pe cele mai sigure, Ledger Nano X și Ledger Nano S Plus. Sunt mici, inteligente, se pot conecta la orice telefon sau computer și sunt singura metodă de a autoriza tranzacțiile cu monedele tale. Atenție mare la siguranța investițiilor tale. Ia-ți un portofel de cripto fizic.
Sper că ți-a plăcut acest material și le mulțumesc mai ales membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor lunare. Ei au văzut materialul în avans. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Iar până data viitoare, să-ți fie numai bine!